Angajații Complexului Energetic Oltenia sunt din nou trași pe sfoară și de această dată chiar de responsabilii din minister. Negocierile ce au avut loc la sediul Ministerului Energiei, după două zile de proteste ce au cuprins majoritatea carierelor, au scos la iveală o minciună. Oficialii de la energie au anunțat public un procent al majorărilor salariale mai mare decât în realitate. Un comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului anunța că angajații de la CEO vor beneficia de creșteri de 12%. În realitate, majorările sunt de 8,2%, iar acest lucru este stipulat și în minuta încheiată la finalul discuțiilor dintre sindicate și administrație. Administrația a motivat cele 12% anunțate inițial prin faptul că de majorări beneficiază doar angajații din producție, iar diferența este direcționată către această categorie. E o propunere de 8,2% cu rezultat al productivității muncii și dumnealor spun că dacă suma respectivă se îndreaptă către cei din producție, cum și eu consider că e normal, ar reveni salariaților undeva un procent mai mare, de 12-13%, numai celor din producție. Deci așa practica, mă rog, în afară de voucherele de care s-a făcut informarea, e vorba de astea 8,2%, urmând să se facă un memorandum în care, mă rog, la discuțiile avute cu cei doi președinți ai confederațiilor, atât cu Rosu cât și cu Dumitru Costin, ministrul și-a luat angajamentul că va ajuta, că va încerca să facă un demers către guvern și către parlament pentru reducerea taxei de 2%, aceea taxă care e fra de afaceri. Liderii de sindicat nu și-au asumat protocolul încheiat și spun că urmează noi negocieri la Târgu Jiu cu administrația companiei. Noi sperăm ca și administrația să înțeleagă semnalul de alarmă tras de către salariați, pentru că oamenii realmente sunt disperați. Și salariații să înțeleagă că putem negocia în zilele următoare și să ajungem la un rezultat care să fie favorabil dumnealor. Sperăm, adică așteptările știți cum sunt foarte mari. Toate carierele din Complexul Energetic Oltenia au intrat în grevă spontană de vineri seara.